Salutări și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Road to Glory. Nu uitați, dacă mai vreți episoade din această serie, lăsați acolo un like să strângem și noi 1000 de like-uri la acest videoclip. Astăzi vom deschide un One Stoash player, l-am primit de la eSport, am relații cu ei. În fine, avem One Stoash ăsta Vela, jocul Ultimate, de la varianta Ultimate. Este untradeable, sper eu să împice un Griezmann sau un Hazard, deși e imposibil. N-ai cum, decât dacă ești pe Red List. Dar în fine, hai să vedem aici ce avem. Măcar ceva bun, un Joao Felix, ceva. Ceva să folosesc, că n-am ce să fac cu jucătorul dacă nu-l folosesc. Hai să vedem. Brazilian. Striker. Cine e ăsta, mă? Da, mi l-a dat pe cel mai slab. Da. Da, nu mai ai nimic de zis. Cel mai slab jucător care putea să... După cum puteți vedea, am făcut și niște trading aici, am cumpărat niște jucători cu 350 și este posibil să bage SBC, marquee matchups, UEFA Champions League cu jucători de la Inter și cu cei de la Bayern. Așa că sper eu să îi vând cu cel puțin 1000, i-am cumpărat cu 350, îi vând cu 1000. Sper, facem profit. Da, e timpul să ne uităm peste comentarii, să vedem ce jucători ați ales pe poziția de CAM. Da, comentariul cu cele mai multe like-uri este al lui Board Gamer și anume... Da, comentariul cu cele mai multe like-uri este al lui Borg Gamer sau în română Gamerul Plictisit. Și a spus aici să-l iau pe Fekir pentru că e foarte bun și e până în 15k și are 159 de like-uri. Așa că asta am făcut, l-am adus aici pe Fekir, am jucat destul de multe meciuri cu el și l-am adus și pe Joao Felix. Dacă puteți vedea, am dat 23.000 pe Joao Felix, iar pe Fekir am dat 16.750. Deci n-ai avut dreptate, a fost mai mult de 15.000. Îl mai am aici și pe Eder Militao, care mai are un joc și o să am nevoie de un fundaș central. Nu uitați să lăsați acolo comentarii pentru un fundaș central din La Liga, pentru că Eder Militao va expira. Eu tot pe Eder Militao aș vrea să-l iau, dar vă las pe voi să decideți. Avem 57.000 de coins, din care vreau să cheltuiesc maxim 30.000 pe un fundaș central. Așa că lăsați comentarii, iar comentariul cu cele mai multe like-uri va apărea în videoclipul următor. Deci un fundaș central aici am nevoie. Așa că dăm drumul la un meci aici. Hai că am dat dacă e. O să vă arăt că suntem în divizia 5. Am urcat în divizia 5 până la urmă. 1078 de puncte. Mai avem de câștigat vreo 6 meciuri, cam așa să ajungem în divizia 4. Echipa joacă bine. Sper eu să joace bine și acum. Eder Militao un singur meci mai are, din păcate. Echipă de Anglia. Îl are pe Rudiger, Bailey acolo. O apărare foarte bună. Mijlocul la fel. Apărarea la fel de OP. O să mă rupă. Thomas, Joao Felix. Haide, Joao. Ce faci, Joao? Mamă, unde-i dat pasa aia, Hectore? Hectore, ți-ai uitat ochelarii acasă? Opa, hai că mă arunc cu fraser aici. Hai că mai-l prind eu. Da, și-mi dă gol aici cu Vardy. M-a prins bine aici cu Vardy. Fundașul meu central nu prea a făcut nimic, ca s-a uitat mai mult la el. Ok, Joao Felix, un șut acolo și Joao Felix marchează minutul 13 sau 14, nu știu cât e. Joao Felix, un șut impecabil, un fines acolo. Ok, și mai îmi dă un gol. Nu era departe, nu era deloc departe. Minge aici la Fekir. Fekir nu are destul de multă viteză, a fost prea tare pasa asta. Pasa aici la Joao. Fekir, e singur Fekir. Șutează direct pe portar acest Fekir. Nu mi se pare deloc bun pe shooting. Chiar mi se pare slăbus pe shooting Fekir. Deși are shooting mai bun decât Joao. Însă Joao îl domină clar la shoot. Excelent Militao, ce se întâmplă? Nu cred. Nu cred! Cred așa ceva, jocule! Te și tu cum să respingi așa mingea, nu înțeleg. Ok, Dembele aici, are spațiu. Dembele, Dembele. O pas acolo. Vinicius. Cum a fost offside? Ok, Joao trebuie să dea gol aici și dă pe lângă partă, mă. Joao trebuie să marcheze. Joao și marchează până la urmă. Joao ăsta e o bestie. 2-2 face aici Joao Felix. Incredibil jucător, incredibil cum joacă. Hai Fekire, Fekire, ești lent rău. Joao Felix! Nu se poate, bă, bară, bă. Păi de ce să nu dai o gol, mă? Vinicius, peste poartă. Cât de slab a tras Vinicius aici. Ok, un șut aici, dar nu reușim să marcăm. Nu știu cine a șutat acolo mai exact. Un ultim atac aici, poate. Haide, la Vinicius. Vinicius, offside din nou. Ha, mă, lasă-mă cu offside-ul ăsta. Numai în offside stat. Da, 2-2 se termină meciul ăsta. Am avut câteva ocazii pe final, puteam să marcăm, dar n-am avut noroc destul. Ok, Eder Militao, din păcate, nu mai are contracte. O să băgăm jucătorul care a fost până acum. Cum am spus, un fundaș acolo, să-mi spuneți în comentarii. Eu aș vrea să-l iau tot pe Eder Militao, dar
Rămâne la decizia voastră. Și oponentul următor are Matip acolo, CB-ul la alt, nu știu cine. O echipă mai slabă decât adversarul de mai devreme. Jucător ieftin în echipa lui. Ok, o pas acolo. Încă una la Jao. Fekir trebuie să marcheze și marchează Fekir aici. Face 1-0. Noul jucător marchează, deși am jucat ceva meciuri că el nu prea mai e nou. Ok, n-am putut să fac nimic, apărarea mea n-a funcționat. Efectiv nu s-a mișcat nimic în apărare. Bă, ce? Bă, unde e apărarea? Bă, unde e apărarea? Bă, unde e mijlocul? Unde e mijlocul? Ce naiba se întâmplă? Bă, dar apărarea mea, bă, frate, bă. Bă, nu se poate, bă, cu apărarea mea, bă, că n-am ce să-i fac. Da, m-a prins aici, rău de tot. Și din rebound marchează, că așa trebuie să marcheze mereu oponentul meu din rebound. Ok, o pas aici la Vinicius. Marchează aici Vinicius. Facem 3-2. Nu știu dacă vom reuși să întoarcem cumva. Și e destul de greu. Joacă bine ăsta. Și apărarea mea e 0. O pas aici la Jao. Jao are viteză. Pasăm în centru. Dar nu, mă, că se duce pe lângă mingea. Așteaptă să fugă mingea de el Dembele. Băi, frate, bă, dar ce e cu jocul ăsta așa prost? Uite și tu, apărarea e jale cu apărarea. Da, nu mai te ieșim, ieșim. Chiar mai are rost. Efectiv, apărarea nu joacă, atacul nu joacă, n-am ce să-i fac. M-a bătut, bravo lui. Clar ăsta pleacă de aici, ei, deci ești varză, frate, ești varză. Pe apărare n-ai făcut nimic. Fekir nu știu dacă va rămâne și el, chiar nu-mi place cum joacă. Jao Felix va rămâne, joacă bine. Și nu știu, cam atâta pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați să lăsați acolo un like, să strângem și noi 1000 de like-uri. Eu am fost Gianni, v-am pupat.